onorată asistență, pornind de la convingerea că pentru asigurarea progresului economic și social, starea de sănătate a populației are o importanță determinantă, Partidul Liberal va face tot posibilul pentru a fortifica sănătatea populației prin reforme în domeniul sănătății și acordarea unei atenții principale la calitatea serviciilor medicale în comunile și satele din Republică, la fel și asigurarea acestor localități cu cadre medicale. Pentru aceasta, Partidul Liberal va declara domeniul sănătății publice ca o prioritate și în special în sistemul de sănătate și de asistență medicală primară în localitățile rurale. La fel, Partidul Liberal își propune ca polița de asigurare să acopere toate cheltuielile de diagnostic și tratament atât cât va avea nevoie pacientul sau cetățeanul. Pentru că, în prezent, polița de asigurare acoperă numai o parte din aceste necesități. Partidul Liberal este pentru stabilirea unui salariu minim în domeniul sănătății publice cu perspectivă de creștere a acestuia. La fel suntem pentru promovarea unei politici transparente și echitabile a medicamentului. În prezent cunoașteți că, mergând la medic, nu se prescriu toate medicamentele necesare în cazul unor maladii sau patologii cronice. La fel ne propunem ca să înzestrăm toate instituțiile medicale, atât municipale cât și regionale, cu echipament medical performant. În ansamblu, sistemul de sănătate este perimat, iar toate instituțiile medicale sunt îmbătrânite și moral și fizic, atât la capitolul dotare cu tehnologii medicale, cât și la capitolul condiții cotidiene. Suntem pentru schimbarea paradigmei în politicile de sănătate prin transferarea centrului de greutate de la tratament la promovarea unui mod sănătos de viață. În prezent cunoașteți cu toții că decesurile predomină asupra nașterilor. De aceea propunem să redimensionăm sistemul de asistență a mamei și copilului, vizând sporirea natalității și micșorarea deceselor atât infantile, cât și materne. Se cunoaște acest lucru pentru că sporul natural este negativ în toate localitățile și arevalele Republicii, cu excepția municipiului Chișinău, unde acest spor este de plus 1,4. La fel suntem pentru eradicarea morbidității maladiilor și invalidității infantile prin programe susținute de stat. Vrem să creăm centre de performanță pentru creșterea accesului populației la serviciile sofisticate sau pentru a asigura întreaga populație din Republică cu asistență medicală înalt specializată. Suntem pentru înființarea oficiului pentru promovarea și protecția drepturilor lucrătorului medical, la fel suntem și pentru crearea oficiului pentru promovarea și protecția drepturilor pacientului. Partidul Liberal va aloca până la 7% din produsul intern brut, pentru că să aducem toate instituțiile medicale din Republică la standardele europene. La fel suntem pentru crearea parteneriatului public-privat, pentru că de multe ori instituțiile medicale private nu au acces la acordarea asistenței medicale specializate
care este contractată de către Compania Națională de Asigurări de Medicină. Cu toate că instituțiile medicale private sunt mult mai bine dotate decât cele publice. Vă mulțumesc!